Joi 5 septembrie 2019, în sala polivalentă din Călăraș s-a disputat etapa a doua din Liga Zibrilor, meciul dintre AHC Dunărea Călăraș și Steaua București. A fost o partidă foarte disputată, pe alocuri tensionată, cu goluri și parade frumoase ale portarilor din ambele echipe. Dacă în prima repriză la conducere au fost steliștii, la începutul reprizei secunde, călărășenii au egalat la 14 și au preluat conducerea detașându-se și la 5 goluri. Pe finalul partidei a fost rândul steliștilor să egaleze și meciul s-a încheiat 28-28. Următoarea partidă, AHC Dunărea Călăraș, o va disputa în deplasare la Baia Mare. Thank you.
Bună.